Căsnicia Laurei, o cântăreață de succes, cu Filip Albescu, un profesor de muzică, începe să scârție. Totul se schimbă în momentul în care Filip își dă seama că s-a îndrăgostit de cumnata lui, Emilia. Și de când m-am îndrăgostit de tine? De când te-am văzut prima oară. Știu că ce facem e greșit, dar mai rău este că începe să-mi placă. Am un soț pe care îl iubesc și care mă iubește. Am renunț la relația noastră pentru că ți-e milă. Ai 28 de ani, trezește-te! E nevastă mea. Mâine îi spun și terminăm odată povestea asta. Știi ceva? Trebuia să te gândești că ești moral înainte să mă nebunești pe mine. Trebuie să divorțez de Laura, pentru că tu ești al meu. Albescu, profesor de muzică la conservator, a dat o petrecere pentru soția sa, Laura, o compozitoare foarte apreciată. Seara s-a terminat, au plecat și ultimii invitați. Numai Emilia, sora mai mică a Laurei, rămâne peste noapte la ei. Fie că e vorba de cariera ei sau de treburile casnice, Laurei îi place să facă totul pe cont propriu, lucru care îl enervează destul de tare pe Filip. Nu te-ai plăcut. Ba da, dar acum ați fost peste de vin. Așa. Dar lasă-o în pace! De ce vrei să strici ritualul magic al spălării vaselor? Corect, ai dreptate. Dacă m-am apucat eu, ce rost are să mai băgați și voi? Înțeleg că vrea să fie o femeie independentă, dar câteodată mi se pare că exagerează. Mă simt inutil, de parcă nici n-ar avea nevoie de mine. Și asta nu e legat doar de spălatul vaselor. Sătul de certurile cu Laura, Filip profită de ocazie și începe să flirteze cu Emilia, cumnata lui. Mâncând! Ce-ți face nea Gabi? Că nu l-am mai văzut azi. Ce amuzant ești. L-a apucat sciatica de dimineață și de aia n-a putut să vină. O, nasol. Și cu cântatul cum îți mergea? Foarte bine. Da? Mi-a găsit Gabi un profesor de canto, care zice că e cel mai bun din țară. Și eu simt așa că am evoluat la voce și îmi place. Mi-a plăcea vocea ta și înainte. Ce drăguț. Cred că ești singur. Doamne, cât de frumoasă e. Întotdeauna mi-a plăcut de ea, dar azi parcă... Ce să mai ascund după deget? Îmi place de ea, da. M-am îndrăgostit de sora soției mele. Spre deosebire de Laura, Emilia e șomeră, fiind întreținută de ani buni de soțul ei, Gabriel. Deși și-ar dori o carieră în muzică, până acum Emilia nu prea a avut succes. Wow! Arăți extraordinar! Mulțumesc! Dar unde te duci așa... gătită, Am audiție, nu ți-am zis? Ei, nu. Hai, mai bine rămâi cu mine acasă. Nu pot, am mâncat, știi cât de important e audiția asta? Emi, dar nu te înțeleg. Ești atât de frumoasă. Nu ai pe mine. Hai, rămâi acasă. Uite, te scot în oraș și duci la restaurantul la italienesc care îți place atât de mult. Nu pot, am audiție. Emi, o să te întorci plângând ca de fiecare dată. Păi da, tu nu ai încredere în mine deloc. Tu nu e vorba de asta. Emi. Emi, dacă nu aveam încredere în tine, nu te duceam la cel mai bun profesor de canto și nu te duceam la studioul ăla cel mai tare din țară. Da, mulțumesc că mi-aduce aminte. Dar deci, auzi, de ce trebuie să fiu vinovat întotdeauna pentru lipsa ta de... Lipsa mea? De? Lipsa mea de ce? De talent? Îi sunt recunoscătoare lui Gabi pentru ceea ce sunt, dacă totodată am impresia că stau în casă cu un străin. Nu e stare să vină cu mine nici măcar la o întâlnire de familie. Mai multe complimente primez din partea lui Filip decât din partea propriului meu soț. Filip nu reușește să o uite pe Emilia și visează cu ochii deschiși la ea. O să-i treabă? Nu, căutam ceva pe net. Fii atent, am o melodie pe care vreau să o pun pe album. Și Matei zice că nu-i nevoie, dar mi-mi place foarte mult și vreau să ascult și tu să-mi spui ce părere. Ești sigur, hai. De vrei să... De ce? Păi m-am pe mail. Hai să o ascultăm pe Comino, că se aude mult mai bine, nu? Da, dar oricum trebuie să o trag prin stick. Nu ești tu pe un CD, pe ceva? Nu, dar de ce nu vrei să o ascult la calculator, că ai și căștile? Eu vreau să o ascult la căști. Eu nu am melodia mărât, e melodia ta, nu vreau să o ascult la combină. Bine, ok, dar o trag pe un CD, dar ce ești așa stresat, nu înțeleg. Ok, bine, hai, las-o așa, îmi pare rău că te-am și rugat. Acum ce l-a apucat? Chiar mă interesează părerea lui. Nu-mi place când își bagă nasul când compun, dar materialul finalizat îl arăt tot timpul.
Ca de fiecare dată, audiția Emiliei e un eșec total, așa că fata își caută sora mai mare ca să-i plângă pe umăr. Hei! Bună! Ce s-a întâmplat? Iartă-mă că te deranjez. Nu ești la cursuri? Nu, o să mai încolo, dar ce s-a întâmplat? Unde-i Laura? E la repetiție. Hai înăuntru. Bine, atunci, iartă-mă, n-am vrut să te deranjez. O să vorbesc eu cu Laura mai târziu, da? Emilia, hai înăuntru, te rog. Nu, serios, nu vreau să te deranjez. Emilia, te rog, hai înăuntru. Hai să-mi spui ce s-a întâmplat. Ce e cu tine? Audiție? Da, am fost la audiție și nu m-au lăsat să cânt nimic, m-au lăsat să zic două versuri și după aia... Liniștește-te, aveau și nevoie de o altă voce. Da, sigur că da, pentru un amărât de concert de caritate. Hei, ești talentată, crede-mă, știu ce spun. Vocea ta e mult prea specială ca să fie într-un concert, într-un cor de fundal. Serios. Zici tu. Eu zic că totul e special la tine. Iartă-mă. Tu ai nebunit? Scuză-mă, te rog, nu știu ce m-a apucat. Da, eu o să plec. Nu, hai să vorbim. Da, avem ce să vorbim. Hai să vorbim. Eu trebuie să plec. Emilia. Cum am putut să fac una ca asta? Cum am putut să fiu atât de tâmpit? Dar pur și simplu n-am putut să mă abțin. Trebuia să o sărut. Dar nu trebuia. Nu știu ce mă fac dacă îi spune Laurei. Da, nu mă așteptam la așa ceva. Adică știam că Filip mă place, dar nu așa. Și dacă află Laura... De fapt, n-are de ce să afle vreodată pentru că a fost un accident. Dacă să fiu sinceră, nu mi-a displăcut. Laura încă mai are remușcări după cearta de după amiază, așa că încearcă să se revanșeze față de soțul ei, însă Filip pare a fi cu mintea în altă parte. Nu, te rog, chiar n-am chef. Nu vrei? Nu, mi-e somn, vreau să dorm. De ce ești supărat? Ai vorbit cu Emilia azi? Ce legătură are Emilia cu asta? Păi, n-avea audiția aia sau nu știu ceva. Ba da, las că o sunt dimineață și o să vorbesc cu el. Ok. Te rog, chiar nu somn, nu te supăra. Deci Emilia n-a apucat să-i spună Laurei. Poate nici o să-i spună, dar oricum trebuie să vorbesc cu ea ca să lămurim lucrurile. A doua zi, Filip încearcă disperat să dea de Emilia, fără niciun rezultat însă. În cele din urmă, după mai multe telefoane, Emilia, în sfârșit, îi răspunde. Filip, nu mă mai suna. În sfârșit ai răspuns. Am răspuns doar pentru că nu încetezi tu cu sunatul. Emilia, trebuie să vorbim despre treaba aia. Nu avem ce să vorbim. Ești supărată pe mine? Nu, sunt supărată pe mine. Cum adică? Filip, nu mă mai suna. Mi-a zis că e supărată pe ea. Nu înțeleg. Eu am sărutat-o, deci pe mine ar trebui să fie supărată. Asta dacă nu, cumva și ar fi vrut să o sărut. Asta o fi oare? După discuția telefonică, Filip pare tot mai sigur că și Emilia îi împărtășește sentimentele. Așa că o caută la un magazin de muzică din centrul orașului, unde știe că Emilia își petrece după amiezele. Tu să nu zici că ai venit aici din întâmplare. Voiam să te văd pe tine. Trebuie să discutăm. Nu avem ce să discutăm. Crede-mă, nu avem. Încetează, trebuie să discutăm. De ce nu vrei să vorbim?
mă simt nasol. Mă simt nasol și pentru faptul că stau aici și vorbesc cu tine. Și tu știi că e ceva între noi. De ce ți-e frică? Nu. Nu, lasă-mă, te rog. Emilia, nu te las să pleci până nu discutăm. Ce vrei? Ce vrei de la mine? Să-mi zici dacă simți ceva pentru mine. Da, simt. Și? De când simți? Ți-am răspuns la întrebare și în plus de asta, în viața vieții mele, nu aș putea să-i fac așa ceva, Laurei. Și dacă Laura nu află? Băi, dar termină cu prostiile, te rog frumos, da? Nici măcar nu știi ce vrei. Cum adică nu știu ce vreau? Eu sunt nefericită cu Gabi de ani de zile, da? Și pe tine te-a apucat acum o dorință doar pentru că tu și Laura nu vă înțelegeți. Știu despre analize că mi-a povestit. Ce analize? Testul de fertilitate. Tu despre asta crezi că e vorba? Da! Că m-a apucat așa și că o să-mi treacă? Da! Te înșeli. Ești nefericită și singura. Să știi că și eu sunt la fel. Și de când m-am îndrăgostit de tine? De când te-am văzut prima oară. Trebuie să plec. E clar că și-a mă iubește. Se luptă cu remușcările, dar mă iubește. Pentru a nu strica căsnicia surorii sale, Emilia îl evită cât mai mult posibil pe Filip, dar acesta insistă să se întâlnească cu ea. Hei! Ce faci, mă, stai aici, în fața casei și pândești? Dacă veneam cu Gabi? Cine nu riscă, nu câștigă, nu? Mi termină cu glumele că nu e amuzant. Uite, ți-am adus asta. Ce e asta? Ia-l și îți promit că după aceea plec. Ascultă-l. Pe mine m-a ajutat să trec peste momente grele în ultimii ani. Și de fiecare dată când îl ascult, mă gândesc la tine. Te rog, ia-l. Filip se poartă ca un adolescent îndrăgostit. E incredibil cât de insistent poate să fie. Sigur, e minunat să vezi că cineva te vrea atât de mult, dar pe mine asta nu mă ajută absolut deloc. Și mai rău este că începe să-mi placă. Emilia decide totuși să asculte CD-ul primit de la Filip, iar muzica pare să aibă un efect puternic asupra ei. Ce iubita cu voi cărările astea? Mie-mi place. Hai, te rog frumos să închidem muzica. Draga mea, de-ar fi toate nopțile noastre așa. E minunată muzica asta. Așa de tristă, așa de vie. Exact ca mesajul lui Filip. A doua zi, Laura îi povestește soțului ei despre musicalul pe care îl pregătește, lucru care îl face pe Filip să se gândească la Emilia. Și o să fie casting? Mă, da, presupun că da. Că mai avem nevoie de niște fete de umplutură. Care să cânte bine, știi? Am o umplutură, că e cu mulți cântăreți. O să fie un spectacol despre hedonism, cu personaje din Roma antică, din America anilor 50, prezent, viitor, o nebunie de-asta. Și când o să fie castingul? Nu știu exact. Miercuri, joi, nu știu. Nu crezi că ar trebui să-i spui și Emilie despre el? De casting? Ba da, să-i spun. Cred că s-ar bucura. Normal că s-ar bucura. Să-i spun. Plus că dacă află că tu ești băgată într-un proiect și nu i-ai spus și ei, o să se cam supere. Da, asta așa e. Păi că-i spun și ei. Și e și talentată. Nu crezi? Ba da. Chiar cred că e talentată, doar că nu prea a avut când să arate chestia asta, știi? Mă bucur că mi-a dat Filip ideea să o chem pe Emilia la casting. Eu nu m-aș fi gândit. Nu vorba că nu o cred în stare, doar că am eu o problemă cu oamenii care își bagă rudele la înaintare. Audiția are loc câteva zile mai târziu, iar Emilia pare dornică să le demonstreze tuturor cât de talentată este. Bună ziua!
Eu sunt Emilia și am venit să dau casting pentru rolul Mariei. Da, nu mi-ai zis că sora ta e așa frumoasă. Unde ai ținut ascunsă până acum? Să vedem. Bine, să te auzim. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Friendship lasts forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. 'Cause taking is too easy, but that's the way it is. Bine, bine, mulțumim. Vocea mai puțin răgușită de azi dimineață, dar pot să mă duc să mă încălzesc și mă întorc înapoi. E de ajuns, o să îi spunem Laurei. Sau dacă vreți, poți să vă spun ceva. E în regulă. Dacă vreți, poți să vă spun Emilia, te rog frumos, vorbim afară. Mulțumesc. Ce naiba a fost asta? Ce în capul ei? Una e că a cântat prost, dar să vii la o audiție de musical și să cânți așa ceva? După audiție, cele două surori pornesc împreună către casă, așa că Laura poate în sfârșit să-i spună Emiliei ce n-a putut să-i zică de față cu toată lumea. Păi cum ai putut, mă, să-mi faci așa ceva? Eu o chem la audiție pe sora mea mai mică, spun-o la toată lumea cât e ea de talentată și ea ce face? Mă face de râs în fața tuturor? Iartă-mă, Laura, dar de fiecare dată când am fost la o audiție am cântat exact ce trebuie și am zis și eu să încerc altceva. Ai putea măcar să-mi arăți puțină compasiune? Tot timpul îți arăt compasiune, Emilia, tot timpul, doar că de data asta ai dat-o în pară rău de tot. Vai, ca sfântă, ce egoistă ești! Numai la tine te gândești. Eu sunt egoistă. Da. Când sufletelul tău are nevoie de îngrijire non-stop. Când tot timpul e vorba numai despre tine. Și despre ce ai vrea să vorbim? Despre cum nu poate Laura să aibă copii? Te rog eu frumos, nu-ți lăsa nervii pe mine doar pentru că ești tu nefericită. Eu sunt nefericită, nu? Da. Pare rău să te dezamăgesc, sunt foarte fericită. Am un soț pe care îl iubesc și care mă iubește. Am succes în ceea ce fac și îmi place ceea ce... Felicitări. Uite, aparent mie nu-mi iese. Dar atât de mult mă bucur că ești tu aici să-mi reamintești. Emilia, te-am ajutat. Nici nu știi cât te-am ajutat. Tu crezi că e atât de ușor să ajungi la o asemenea audiție? Crezi că vine așa oricine de pe stradă? E pentru cântăreți profesioniști. Și tu ce faci? A? Tu vii și cânti Spice Girls? Deci eu sunt de pe stradă. Nu, tu nu ești de pe stradă. Tu ai ajuns acolo pentru că ești sora mea mai mică. Exact! Și aparent numai pentru asta sunt bună, să fiu sora ta mai mică. Emilia, iartă-mă că-ți spun, dar m-am enervat. Iartă-mă că-ți spun și spun în față. În loc să-ți vergi nervii pe mine pentru toate eșecurile tale și să dai vina pe mine pentru tot, ar trebui să-ți intri o dată în cap pentru totdeauna faptul că nu o să ajungi niciodată cântăreață. Ai 28 de ani, trezește-te! Da, mersi de sfat. Și îți mulțumesc foarte mult că în timp ce eu eram acolo și cântam, tu dădeai ochii peste cap în sală, că am văzut. Din suflet îți mulțumesc. Nu, dar i-aș fi aruncat-o direct. I-aș fi zis-o în față, că soțul ei nu o iubește pe ea și mă iubește pe mine. Să vedem dacă mai era ea atât de sigură. Vii după masă cu mine la interviu? Nu pot, am treabă după amiază. Știu că ce facem e greșit, dar nu prea mai îmi pasă. Te-am întrebat ceva. Te rog frumos să spui cine este. Gabriel știe. Dar de unde știe? Pentru că s-a întors lumea pe dos astăzi, de-abia așteptam să scap de Emilia și să mă întorc la Laura. Trebuie să divorțez de Laura, pentru că tu ești al meu. Deși căsătorit cu Laura, o cântăreață de succes, Filip Albescu, profesor de muzică, visează cu ochii deschiși la sora mai mică a soției, Emilia. M-am îndrăgostit de sora soției mele. Avansurile făcute de Filip cumnatei sale nu rămân fără răspuns, chiar dacă Emilia este la rândul ei căsătorită. Ești talentată, crede-mă. Mai multe complimente primesc din partea lui Filip decât din partea propriului meu soț. Eu sunt nefericită cu Gabi de ani de zile. Să știi că și eu sunt la fel. Sunt foarte fericită. Am un soț pe care îl iubesc și care mă iubește. Dacă veneam cu Gabi. Cine nu riscă, nu câștigă, nu? So tell me when you need it. Nesuportând adevărul spus de sora ei, Emilia apelează la singura persoană care o înțelege cu adevărat. În timpul că ți-a povestit Laura, în ce hal m-am făcut eu de râs. Mi-a zis că n-a ieșit bine. Și că v-aș certat. Da, poate are dreptate. Cu ce? Mi-a zis că nu o să ajung niciodată cântăreață și cred că trebuie să-mi găsesc altă profesie. Și te-ai luat în serios? A zis-o și la nervi. Poate. Poate are dreptate. Emilia, ești talentată, o să reușești. Dacă ăsta este visul tău, luptă-te pentru el. Încerc, dar... nu... pot. Poate nu singura. O să te ajut eu.
că ce facem e greșit. Dar nu prea mai îmi pasă. Filip e singurul care mă înțelege și mă susține și mă bucur că e lângă mine. În săptămânile ce urmează, Filip o minte din ce în ce mai des pe Laura, căutând tot felul de motive pentru a se întâlni cu Emilia. Vii după masă cu mine la interviu? Ce interviu? Ai, mă, ți-am spus. Interviu pentru nou album. Azi e? Am uitat. Nu pot, am treabă după amiază. De parcă joia era ziua ta liberă. De obicei, da, dar acum s-a îmbolnăvit un coleg și trebuie să îi țin locul. Speram să vină. M-aș fi simțit mult mai sigură pe mine. Dar asta e, dacă nu poate. Filip a mințit. Nu se duce la școală să țină locul unui coleg. Se întâlnește cu Emilia în camera de hotel care a devenit, de săptămâni bune, ascunzătoarea lor. Am văzut cât am putut de repede. Am zis Laura, deci că am locuiesc cu un coleg la școală. Nu vorbim despre Laura. Emilia e o femeie foarte pasională. De când suntem împreună, simt că trăiesc un vis din care nu mai vreau să mă trezesc. Alo? Bună, Gabi. La cumpărături. Păi e liniște pentru că sunt în cabina de probă, probez haine. Da. Ne vedem mai încolo? Bine. Bine, te pup. Pa. M-am bălbuit? Nu, deloc. De ce? Cred că bănuiește ceva. De ce? Nu știu, simt, pentru că îmi pune o grămadă de întrebări. Liniștește-te, nu știi nimic. Și nici nu o să afle. Și nici Laura nu știe nimic și nici nu o să afle. Și ești mândru între asta, nu? Ia zi, tu cum o convingi? În pat? Emilia, te rog, termină. Am înțeles total greșit. Nu, nu, eu cred că am înțeles exact ce trebuie. Dar nu e bine asta, nu e bine. Laura trebuie să afle, trebuie să divorțezi de ea cât mai în curând. Hai să nu ne grăbim. De ce? Ce aștepți? Să-mi vină o idee mai bună, nu știu. Hai să ne gândim și noi mai bine. Găsim o soluție care să avantajeze pe toată lumea, nu? În ultimele săptămâni, eu și Filip am devenit una și aceeași persoană. Suntem suflete pereche. Și Laura n-are decât să se descurce. Sincer, uneori exagerează. Mă sună în miezul nopții și îmi spune că fără mine nu poate să trăiască, că se simte rău. Începe să mă sperie. După întâlnirea cu Emilia, Filip se întoarce acasă, unde, în mod surprinzător, se simte ușurat să fie din nou în preajma Laurei. Hei! Hei! Ce bine că ai venit! N-a durat ceva? Da, mi-a luat mai mult decât mă așteptam. Cum a mers interviul? Cred că bine, nu știu. O să vedem. Habar n-am, nu știu. Eu sunt sigur că a ieșit bine. Da? Dacă nu m-a încurajat, tu nu ieșea deloc. Serios? Da. Nu credeam că ai nevoie de încurajări de mele. Cum poți să spui așa ceva? Păi nu știu, tu pare așa sigură pe tine și puternică tot timpul. Ai, exagerezi. Am emoții înainte de fiecare concert. Și dacă nu erai tu, renunțam de mult. Tu mă ții așa pe linia de plutire. Ce-i cu tine? Ce-i cu mine? E ceva cu mine? Nu-i nimic cu mine. N-am voie și eu să fac mărturisiri siropoase soțul de meu? Înainte nu mi-a spus niciodată lucrurile astea. Foarte ciudat. O fi simțit că m-am îndepărtat sau... Parcă s-a întors lumea pe dos. Astăzi de-abia așteptam să scap de Emilia și să mă întorc la Laura. Emilia
se încurcă tot mai mult în propriile ei minciuni, atât de mult încât trebuie să inventeze ceva nou în fiecare zi ca să se poată întâlni cu Filip. De unde te duci, iubita? Mă duc cu Ana la cumpărături. Nu ți-am zis? Nu știu, poate mi-ai zis. Dar nu rămâi tu mai bine cu mine acasă și mergem la piscina asta acoperită care tocmai s-a deschis? Păi deja m-am îmbrăcat. Păi nu-i nimic, mă îmbrac și eu în 5 minute și mergem. Acum? N-ai chef? Ba da, doar că i-am promis Anei de vreo 2 săptămâni că ieșim și mi-e cam rușine așa. Și în plus, o să pot să-mi cumpăr un costum de baie nou. Pe ce n-ai costum de baie? Ba da, da, cumpăr unul special pentru mâine. Special pentru mine? Special pentru tine. Te pup. Te pup, să ai o zi frumoasă. Mersi. Acum trebuie să-mi cumpăr costum de baie. Dar mai întâi o să mă văd cu Filip. În timp ce o aștepta pe Emilia, Filip dă drumul la televizor, fix în momentul în care interviul soției sale din ziua precedentă era difuzat pe un post TV. Parcă sunteți și mai frumoasă ca anul trecut, de când ne-am văzut la ultimul dumneavoastră proiect. Mulțumesc. În ritmul ăsta vă dați seama ce bine o să arăt la anul. Soțul dumneavoastră e un bărbat norocos. Chiar mă bucur că a venit vorba despre Filip, pentru că trebuie să recunosc, el a fost principala sursă de inspirație pentru acest album. Dânsul e muza dumneavoastră? E un pic mai mult de atât. Și o să vă spun un mic secret pe care nici măcar el nu știe. În interiorul albumului există un mesaj ascuns, special pentru el. Mulțumim frumos! Eu vă mulțumesc! Doriți să ne și cântați ceva? Sigur că da, de ce nu? Bună! Ce e? Ce e cu tine? Scuză-mă, dar trebuie să fiu puțin singur. De ce? Ce faci? Pleci? Mila, tu nu înțelegi ce păcat imens am făcut. Eu nu mai suport. Nu mai suport să știu ce am făcut. Atunci spune-i. Spune-i. O să-i spun. Unde pleci? Filip! Ce am făcut? Cum am putut să-i fac una ca asta? Nici măcar nu merit. De asta voia să merg cu ea la interviu, ca să îmi arate ce a cântat pentru mine. Și că eu am inspirat-o pentru noul ei album. Eu, care am înșelat-o. Gabriel o așteaptă nerăbdător pe soția sa să se întoarcă de la cumpărături, mai ales că după plecarea ei, i-a căutat prin lucruri și a găsit biletul de la Filip. Ce e? Ce s-a întâmplat? Auzi ce spune? Îți sună cunoscut? Draga mea, de-ar fi toate nopțile noastre așa, pe cine am citat? Stai să-ți explic. Te-am întrebat ceva. Nu s-a întâmplat nimic, e vorba de muzică? Dacă nu mai minți, îți dau 2 perechi de palme, nu te vezi. Te rog frumos să spui cine este. E un tip Robert, l-am cunoscut la o audiție. Da, și când a început asta? Exact să-mi spui când. Acum o lună. Bă, nu știi ce-mi vine să-ți fac. Nu știi ce-mi vine să-ți fac, m-ai mințit. Ți-ai bătut joc de mine, bă, nu stai niciodată, mă înțelegi? Niciodată nu stai, înțelegi? Te rog. Gata, niciun Gabi! Divorțăm! Ai o săptămână să pleci din casa asta, după care valea. Și acum dispari! Și eu ce mă fac acum? Eu nu vreau să afle așa. Vreau să ne despărțim, dar nu în felul ăsta. Speram să mă lase să explic, să putem să discutăm, da? You know the way I want you. And you know the way I need you. Interviul soției sale l-a făcut pe Filip să realizeze brusc ce greșeală enormă a făcut, astfel încât decide să se despartă de Emilia. În sfârșit ai ajuns. De o oră te aștept. Gabriel știe. Despre noi? Nu despre tine, despre mine și un tip Robert. Stai puțin că nu înțeleg, ce Robert? Știe că mă văd cu cineva, dar nu știe că e vorba de tine. Că nu i-am spus. Dar de unde știe? Din mesajul pe care l-a ascuns în CD, l-a găsit. Trebuie să încetăm. Până nu e prea târziu, serios. Nu!
Trebuie să-i spui Laurei. Și cu Gabriel ce o să se întâmple, a? O să divorțăm. Mi-a dat o săptămână să-mi ia lucrurile de la el. Nu pot să cred. Chiar acum când mă hotărâsem să-i spun. Ce mă fac? Nu pot să mă despar nici de Emilia, dar nici pe Laura nu vreau să o părăsesc. Emilia înțelege că nu pot să mă despart de Laura, nu-i momentul. De ce? Ba da! Trebuie să divorțez de Laura, pentru că tu ești al meu. Nu, nu pot. Are turneu. Dacă află acum ce o să se întâmple, o să trească să anuleze tot. Gândește-te. Cui pasă? Mie îmi pasă. Și cred că și ție îți pasă. Filip, te rog, te implor, te implor. Eu nu mai pot să aștept. O să fie bine, ai încredere în mine, ok? În regulă. Am câștigat ceva timp. Trebuie să văd ce fac în continuare acum. Poate că în câteva săptămâni reușesc să o liniștesc pe Emilia. Vreau să rămân cu Laura, asta este sigur. Chiar mi-am dat seama cât de mult o iubesc. Veste șoc. Emilia și Gabriel divorțează. Ce s-a întâmplat? Emilia l-a înșelat. Oricum, până atunci să știi că se mută aici. Poftim? Mi-a zis că suferă, că nu poate să fie tată și că-l doare foarte tare și... Laura, cred că aici a băgat coada Emilia. Mâine îi spun și terminăm odată cu povestea asta. Filip Albescu și cumnata lui Emilia au o relație extraconjugală, care este din ce în ce mai greu de acoperit. Vii după masă cu mine la interviu? Nu pot, am treabă după amiază. De unde te duci, iubita? Duc, mă duc cu Ana la cumpărători. Totul se complică atunci când soțul Emiliei află că soția lui îl înșeală și Filip realizează că a făcut o greșeală imensă atunci când s-a hotărât să aibă o relație cu sora soției sale. Divorțăm! Ai o săptămână să pleci din casa asta! Ce am făcut? Cum am putut să-i fac una ca asta? Nici măcar nu merit. În aceeași seară, Laura primește un telefon îngrijorător, așa că Filip se așteaptă la ce e mai rău. Hai, ai grijă de tine, da, hai. Te pup. Pa, 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 pa. Deci nu pot să cred. Ce s-a întâmplat? Nu pot să cred. Ce e? Cu cine ai vorbit? Cu Emilia. Ce? Ți-a zis ceva despre noi sau? Despre noi? Cum ai zis? Nu, nimic, nu. Ce s-a întâmplat? Nu, că sunt îngrijorat. Veste șoc. Emilia și Gabriel divorțează. Serios? De ce? Cum? Ce s-a întâmplat? Emilia l-a înșelat. Și Gabriel a aflat, evident. Să nu, eu nu înțeleg ce-i în capul fetei astea. Nici nu știam că se vede cu cineva. Și nu mi-a spus asta. Poate pentru că ne-am certat noi atunci. Da, e posibil. O să fie ok, o să vezi, o să se descurce. Da, o să, cum o să se descurce? Spui bine cum o să se descurce când ea n-are niciun ban în portofel? O să se descurce. Sper să se descurce. Oricum, până atunci să știi că se mută aici. Poftim? Temporar, oricum noi avem loc toți trei aici. Dar cum, te-ai hotărât tu așa? Mă, te rog, de-a fi înțelegător, e sora mea, ce vrei să fac? Da, mă, știu că e sora ta, dar... Mă rog, scuză-mă, o să... Nu știu, nu cred că e o idee bună, nu simt că e o idee bună. Noi credem că e o idee foarte bună. Și a zis la fel? Ea mi-a propus să se mute. Mă rog, dai seama că cum i-a fi spus eu, că nu o lăsam pe drumuri, dar... Asta sigur a fost planificată. Sigur. Știa că așa o să reacționeze Laura. Dar de ce? De ce a făcut Emilia asta? În dimineața zilei următoare, Emilia se mută în casa soților Albescu, iar Filip este îngrozit. Orice greșeală îi poate da de gol. Bună! Bună! Mulțumesc că m-ați primit la voi. Mă bucur că ai venit. Hai să te pup și pe tine. Mi-ai ajuns la fix, trebuie să fug la repetiții. Dar ne vedem mai încolo, da? Da, du-te. Mm-hmm. Are grijă Filip de tine, da? Păi nu, că și eu trebuie să plec, știi, amore. Numai bine, o ajut să despachetez. Vă pup. Pa!
Emilia, termină! Ai nebunit dacă se întoarce Laura. Hai că știu că și tu vrei. Nu ți se pare așa extrem de excitant că putem să facem aici în sufragerie voastră? Termină cu astea. Ce cauți aici? Ai nebunit? Ce te-ai apucat? Laura m-a invitat. Știu foarte bine că tu i-ai spus despre asta. Trebuia să fac ceva. Dar nu am vorbit despre asta deja? Nu, tu ai vorbit. Eu nu te las să stai aici din milă, da? Eu nu renunț la relația noastră, pentru că ți-e milă. Milă? Milă? E nevastă mea. Bine, iartă-mă. Milă și moralitate sexuală. Știi ceva? Trebuia să te gândești că ești moral înainte să mă nebunești pe mine. Ajunge. Nu mai pot să fac asta, îmi pare rău. Da, o să mai poți. Nu mai pot. Ba da. Ce faci, nu mai ajut să mă despachetez? Nu vine să cred cât e de laș. Dar știu, știu că mă iubește și dacă trebuie să le distrug căsnicia ca el să poată să recunoască asta, asta o să fac. În aceeași după amiază, Laura o scoate pe Emilia la cumpărături pentru a o consola, însă Emilia duce discuția în altă parte. Auzi, voi v-ați gândit la terapie de cuplu? De ce? Păi nu știu, că știu că sunteți într-o fază mai proastă și m-am gândit că poate ajută. Știi? De ce-ți veni? Suntem foarte ok. Hai mă, fi serioasă. Nu știu că mie poți să-mi zici orice. N-am ce să zic, suntem foarte bine. Știi că mi-a zis? Ce ți-a zis? Mi-a zis că suferă că nu poate să fie tată și că-l doare foarte tare și... Mă rog, eu înțeleg asta că nu e o chestie peste care să trece așa ușor, știi? Și de aia. Ți-a zis el asta? Mhm. Mă rog, mie mi-a zis că o să discutăm și că o să rezolvăm problema împreună. Și eventual o să ne gândim și la o adopție. Da, dar el vrea copii să fie al lui, știi? Uite, de exemplu, Gabi n-a vrut să facem copii pentru că s-a gândit că o să zică lumea că e bunic. Dar la voi e altceva. N-am știut că Filip suferă atât de tare. Nu mi-a zis nimic. Dar văd că, în schimb, i-a spus Emilie. Mă rog, nu înțeleg nimic. În aceeași seară, Laura adorme plângând, fără să aibă curajul să-i spună lui Filip adevărul. Laura... Te rog, oprește-te. Auzi, ești sigură că plângi doar din cauza pumneului? Ceva nu e în regulă. N-am văzut-o niciodată pe Laura să se consume așa din cauza unui turneu. Cred că aici și-a băgat coada Emilia. O săptămână mai târziu, Laura e în continuare cu moralul la pământ, iar Filip e din ce în ce mai îngrijorat. Asta nu pare însă să o afecteze pe Emilia, care nu înțelege de ce Filip o tot evită. Vrei? Ce cauți aici? Aștept să ieși de la școală. Că acasă ai tu grijă să nu fim niciodată singuri. Ți-am spus că nu vreau să discutăm despre lucrurile astea. Plus că mă îngrijorează foarte tare Laura. Așa și trebuie. Auzi, tu i-ai spus ceva? Cu ce îmi umplu capul, zi? Cu nimic. Încă. Dar lasă, că mâine îi spun totul. Emilia, nu am discutat că o să-i spunem totul după terminarea turneului? Mă doare în cot de turneu. Pentru că de când m-am mutat la voi, nici măcar nu te mai uiți la mine. Da? Și m-am săturat. Mâine îi spun și terminăm odată cu povestea asta. Nu cred că glumește. O să-i spună Laurei. Dar o să-i spun eu înainte. Mai bine află de la mine decât de la Emilia. Presat de amenințările Emiliei, Filip îi mărturisește totul soției sale. N-are nimic de face cu tine, noi, nimic. S-a întâmplat. Cum ai putut să faci așa ceva? Adică... Ce-am făcut eu să merit așa ceva? N-ai făcut nimic. E vina mea și nu o să-mi iert niciodată, crede-mă. Nu, problema este că nu o să ți-o iert eu ție niciodată. Laura, te rog, te implor, iartă-mă. Doamne, ce proastă am fost, doamne, ce proastă am fost. Și eu credeam că tu ești nefericit pentru că nu putem avea copii. Ce? Da, mi-a zis Emilia. Cum a putut și aia să... Cum a putut ea? Ea e vinovată, nu? Dar cum ai putut tu? Cum ai putut tu să mă înșel cu propria mea soră, care acum doarme liniștit acolo? Da, te iubesc, pe cuvânt te iubesc. Pe ea n-am iubit-o niciodată, nu înseamnă nimic pentru mine. Iartă-mă. Nu. Pleacă. Nu vreau să plec. Pleacă.
până acum o oră nu-mi imaginam viața fără Filip și acum... Nu știu. Două săptămâni mai târziu, Emilia s-a mutat din apartament, iar Filip stă la hotel. Laura a preferat să se îngroape în muncă, dând impresia că evită subiectul, însă acum a hotărât să clarifice totul. Bună, Laura! De mult mă doare să vă văd așa unul lângă altul. Stai liniștită. Filip nici nu vrea să mai audă de mine. Emilia, lasă-mă să vorbesc. Nu stai și m-am gândit foarte mult săptămânile astea la... Așa, la tot ce s-a întâmplat. Mi-am stat creierii gândindu-mă ce o să fac. Și cred că am ajuns la o concluzie. Nu vreau să divorțez. Poftim? Iubesc pe Filip. Chiar dacă e un mincinos nenorocit care m-a înșelat, surprinzător îi iubesc mai mult ca oricând. Și te urăsc în același timp. Pentru că mi-am dat seama că dacă las așa toată durerea asta să mă macine, nu fac decât să renunț la tot ce contează pentru mine în lumea asta. La noi doi. Nu o să regresești. Emilia, știu că n-ai înțeles absolut nimic. Și că n-ai nici cea mai mică idee despre cât de mult rău mi-ai făcut. Tu ai tot timpul senzația că toată lumea e împotriva ta. Știi ce, Laura? Soțul tău pe mine mă iubește. Da? Nu pe tine. Pe mine. Și iese vezi tu că tot la mine se întoarce. Mi-a mai dat o șansă. Nu știu câte femei ar fi făcut asta în locul ei. Chiar nu mă așteptam la așa ceva. Pentru că nu meritam. Laura a mai dat o șansă căsniciei cu Filip și împreună cu acesta încearcă să repare ce nu a funcționat în relația lor de cuplu. Astfel, Laura își dă seama că poate a fost prea rece și nu și-a implicat suficient soțul în proiectele ei, iar Filip, realizând cât de norocos este să aibă o soție precum Laura, și-a promis că nu o va mai răni niciodată.